Bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta avem 17.998 cu mai puțin de 2 trofee, să facem 18.000. Hai să dăm meciul. O să vă arăt și o mapă chiar foarte tare. Este o mapă de Among Us făcută în Brawl Stars. De-aia am văzut că a intrat. Am auzit de la un YouTuber, nu voi da nume, nu vreau să credeți că este adevărat. Nici eu nu știu la Map Maker, îs confuz. Tot mă gândesc la chestia asta. Bă, dacă mapa ta intră în joc pentru 24 de ore, în afară că primești, de la suport că mapa ta a intrat, primești 170 de gemuri? Că eu așa am auzit de la acel YouTuber, nu dau nume. Și hai să facem, apoi o să jucăm pe mapa de Among Us. Prima dată să facem 17K. Hai să mai moar încă două persoane și... E bine, încă una. Da. Sper să fie bine. A, plus 5 e bine. Și aproape, facem și... Și... Mamă, bun. Deschide megaboxul. 5. Bă, și aștepta momentul, bă, să pici. Bă... Și aștepta. Acum n-o să scad în 2 zile și 12 ore să scad. Am jucat. Băi, apoi 19.000, 20.000 și 22 și mergem încolo în sus. Până și urmă, mamă, abia la 30.000. Băi, și cum mâine vine Brawl Talk-ul, eu ar fi tare să face brawler-ul așa la Caterinca, să spună că la 50.000 de trofei. Ar fi prea insane. Da. Mai îmi trebuie tairele astea, deci din tairele astea... avem deja două pinuri pentru Ronin Ruffs, apoi 500 de coinsuri care mi le... Mamă, am deja 800 de coins? Păi să-ți dau un upgrade fix acum. La tic, ca apoi să-l temaxa direct, că nu o să am banii. Adică când voi gata aceste... acest tier, dacă mai deschid de Mega Box, ce mai pică, dacă mai deschid... Nu știu, cutiuțe nu prea mari șanse să deschid, că nu mai sunt big box-uri. Apoi, ăsta mâine legat, poate până aici, o să ne mai trebuiască ultimele două taiere cu ultimul pin și cu cele 500 de token, punctele. Le voi lua pe colonel Ruffs să îl pot duce la punct. Din primele puncte îl voi duce direct la... ca să îl putem... Câte? 435 și pe un brawler trebuie 490. O să-l ducem undeva 435. Apoi ne mai trebuie... 55 de puncte care, dacă apar, le luăm acum. Da, dar tot ne mai trebuie câteva puncte, nu mai avem bănuți, deci nu mai pot lua. Gemuri mi-am stricat pe tire, mi-am cumpărat tire-ul de aici până aici. Da, și cred că mâine voi găta... Este două taiere, tier 67 și tier 68 și apoi ne pregătim. Oricum mai sunt undeva, văd că la 37 de zile, hai să spunem, 32 de zile până voi găta, 5 zile. Sau mai repede? Mai repede mi se pare mie. Că plus punctele, deja am avantaj de 300, mâine eu sunt de două misiuni care voi face cu ele 500 cu 100 de aici. Eu sunt de
un tire și ce mai combin eu dacă îi, că mâine nu o să mai îmi dai din astea, le voi face și poate, nu, voi trage tare să fac astea. Un tire, deja tire 67 să-l facem este asigurat, tire 68 nu prea este asigurat, o să încerc să trag tare ca să îl pot face. Ca pe duminică să-mi rămână tire 69, tire 70 și abia luni. Da, luni. Abia luni o să-mi vină misiunile. Poate până luni nu mai. Poate până luni mai trebuie să fac o misiune de 500, una de 250. Nu știu, vedem. Și apoi îl putem lua pe Ronin Ruffs. Deja și dacă... Na. Stăm mai așa. Așa. Dacă stau așa între, mi se văd ambele, deci două pinuri și vi le pot arăta acesta și acesta, toate acestea sunt legendare și vreau să vă spun ceva. Din pinpack, aceste pinuri, care le tot selectez eu acum, vă pot pica. La ce mă refer? Că o pot pica din pinpack-uri. Dar, de fapt, aceste pinuri cu galben, adică Legendary Pin, nu le puteți lua din pinpack, acestea numai din Brawl Pass se iau. Așa și la lung, acestea cu King Lu, până unde? Până aici, de la tier 55 în sus, spinuri exclusive de la Tier 31 până la Tier 53 spinuri care vă pot pica din pinpack-uri cumpărate de pe shop. Pinpack-ul de la Tier 10 care l-am luat. Oh, de mult l-am luat. Acesta sau vă mai pot pica din acest pinpe. Deci, da, de-aia este value să vă cumpărați Brawl Pass-ul. Da, aici avem 18.003 trofee. Hai că v-am promis să jucăm pe mapa asta de Among Us. Este super șmecheră. Credeam că o să-mi pice lung. Dar m-am înșelat. Bun. Hai că jucăm cu Leon. Hai să-i dăm. Oricum nu pierdem trofee, deci ne mare problemă. Mamă, pornim toți de aici frumos. Pac, și fiecare merge să își facă task-ul. Băgăm aici. Bun. Și da, teleport. Aici e security-ul. Stau mult pe camere. E bine rău, e bine rău, adică Edgar, Edgar, eram sigur că Edgar o să mă bată, rang 2, hai băi să facem level 109 și apoi mai îmi trebuie 11 levele până voi face level 2. 120, că la 120 primești nu știu ce acolo unde îți poți pune ca poză de profil. Deci avem așa, Edgarul ăsta nu-mi place, că da, mă omoară din prima. Îl schimbăm. Da, mă refer la această iconiță, vedeți. This icon unlock at experience level 120. Și eu încă nu am level 120. Cred că luăm și noi pe Edgar. Wow. Mă întreabă, bă, măcar dacă îmi pica Star Power pe... ori pe Brock, ori pe Jesse, că pe ei mai îmi trebuie unul, ori pe Edgar. Nu, vrei băiete să chiar să ne bate? Ca Star Power-ul ăla să-mi dea mai multă... Bă, ăștia steamer, bă. Bă, avem și steamer. Aici e zona asta, zona... Bă, hai să văd unde mă duce.
Merem pe încredere. Aici e electrical. Aici e... Bă, bun. Pe bune și tu. El primo. El pri... Nu! Când credeam că-l bag, mă. Măcar level 109 făcut. Level up plus 80. Bă, vezi că-i cas. Cas. Încă 200... Încă 200 mâine de dimineață, că o să-mi de 200 și ceva și va fi double token. Asta va fi bine, mapa asta cât mai ține? A, mai ține 13 ore. 13 ore însemnând... A, cam până când 13 ore... A, 2 și 24 asta. A, pă, na, e cu 30 de minute asta mai mare. Și da, deci vezi că e casă chestiile astea. Mai ales dacă e și double token event, plus mai e și double token, double token ăsta normal. Da, e chiar casă, că vedeți, casă. Că, bun, mâine mă trezesc până să vină cele două misiuni. Bam, mâine pinul luat, banii luați, avem și noi bani, așa. Următorul brawler care vreau să-l upgradez, vreau să mi-i țin, nu pentru, nu, vreau să, că din sezonul ăsta, vreau pentru Colonel Ruffs și mâine, să nu uitați că ne auzim, mâine ne auzim la ora 3, ne auzim cu un live blană bombă, pe Trovo, aveți un link în descriere. Acolo vom reacționa la... Vă arăt acum, că n-am pregătit, că n-am știut că o să vă arăt. Am crezut că numai o să vă spun verbal. unde-i pus? Mâine vom reacționa la Trophy Road, Brawler, Brawl Talk. Mâine la ora 3:30. Va fi Lancet Brawl Talk, adică pe premieră. Dar noi vom porni live-ul de la 3 cu jumătate de oră, să mai vorbim. Poate dacă avem două misiuni easy, ori le fac pe live, ori le fac eu off-camera. Și noi ne auzim data viitoare, dar mai vreau să vă dau... vreau să vă dau un indiciu. Brawlerul Trophy Road. Nu se vede și pe poză, dar mai scrie acolo, virgulă, Trophy Road GIF sau ceva de genul. Stați că acum verific informația să nu vă spun niciodată, mai bine verific atunci pe episod cât filmez, dar să știți că informația este sigură, e o informație sigură, da. Stai că o să arăt. Bun, poza o opresc. Așa. Deci avem acea poză, numai că am tăiat aia cu premiera în 17 ore. Și spune așa: Trophy Road Brawler Season Rewards. Adică 1. La ce se referă sezonul? Season Rewards, adică... Stați, mă, că am spus pe episod altceva. Season Rewards, reordurile din sezon? What? Cum m-a depășit. Cu acel cuvânt pe mine m-a depășit. Să vedem. Recompensa sezoniere. Recompense sezoniere. Da, n-am spus. Eu cred să nu fie elea din sezoane ce ți-ai, să nu... Să, da. Dar știți că... Vă arăt era pe Brawl. Băgăm Brawl-ul, unde-i Brawl-ul. Așa. Uitați că în două, deci vedeți. În două zile și 12 ore, eu pe Brawl-ului, cum gen Edgar, gen Shelly, gen mulți, să spunem așa,
pe mine mă va scădea un anumit număr de trofei și mie o să-mi dea star point-uri. Da, mâine... A, va fi luni, ne încurcă mâine, de va fi bine. Da, eu cred să nu se referă la chestia aia. Eu, mai mult ca sigur la chestia aia se referă, nu se referă la nicio altă chestie. Și spune aici end și end puncte puncte altceva. Altceva și după altceva ăla mai și exclamă, înțeles? După ce te pune să aștept vreo, nu știu, cred că 24 de ore era. Da, cred că cam 24 de ore. E pună să aștept. Bun, brawlerul e trofi rău. La ce câte? Bă, la 5.000 nu se poate, că la 6.000 îi 8-bit. Bă, hai să luăm logic. La o, vă arăt, știu că am spus atunci că voi închide episodul, dar nu-l închid. Vă arăt acum. Așa. Hai că o luăm logic. Începem de la 0. De la 0 luăm. Avem, așa, o avem pe Nita la 10, pe Colt îl avem la 50 de trofee diferență, pe Bull îl avem la 5, nu știu, 110 diferent, nu, 210, nu, 190 de trofee diferență, la 300 de trofei primești questurile. Să le faci. Eu le-am primit automat că n-am avut peste. Deci așa. Și asta o luăm. Bun. Aici până la boss din 1000 în 1000. Că ești la început. Apoi aici iarăși da, tot 1000. Și de la tic vine așa. Două, direct va fi un salt de 2000. Apoi de la Ems va fi iar un salt încă de 2000. Și dacă o luăm logic, să stăm să calculăm tot pe același salt de 2000 de trofee, brawlerul va fi la 10.000 de trofee. Deci, cei care nu ați făcut 10.000 de trofee sau aveți 9750, puteți să faceți să că poate vă pică brawler. Ca așa voi o să pierdeți mega box-ul ăsta dacă se bagă la 10.000 de trofee brawler-ul. Și nu o să, nu contează și că l-aveți și nu l-ați luat, voi l-ați pierdut, dar vă arată că puteți debloca brawler-ul. Și spuneți, bă, păi eu vreau și puncte pe brawler și brawler-ul nu, da și brawler-ul. Nu poți. Numai eu voi face o schemă, schema Z se numește. 500 o să le iau pe colonel Ruffs. Dar 500 acestea o să le păstrez, că nimeni, că o să-mi rămână și nimeni nu o să spună nimic și când vine brawlerul nou, îi las 10.000 de trofee, fac, l-am luat și direct am pus cele 500 de puncte și forță, blană. Da, atâta spune că de Brawl Talk și spune Trophy Road Brawler. Nu știu ce e cu Navigator Colette, skin-ul pe Bull și Ronin Ruffs. Nu știu, vrea să spună, să semnifice ceva. Habar nu am. Dar cert, sigur, va fi ceva wow sau ceva. Iar vreau să vă spun un sfat. Dacă vreți să vă cumpăr, aveți 200, cât să cumpără Brawl Pass-ul? Cu 200... 79, dacă aveți 279 de gemuri și vreți să vă cumpărați ăsta, Brawl Pass-ul, eu spun nu faceți o greșeală, că voi ați putea avea gemuri până la tier, gata vă dă, tier 5, până aici, sau, nu, vă dă până la tier 10, știu eu, la tier 10. Dar tu poate mai până la tari chiar 20 gemuri și așa, na, te ajută. Dar dacă aveți, nu știu, 200, 100,
200, să spunem, tu mai rămâi cu 31 de gemuri. Ceea ce cu acele 3, 30 de gemuri îți iei numai tier 1. Da, da, în fine. În rest, da, acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, îmi cer scuze că îl pun așa de târziu, numai că acum am ajuns și eu acasă, acum am apucat și eu să-l filmez, da, sper că v-a plăcut, mâine o să ne auzim cu toate informațiile, la ora 3 să fiți prezenți, nu-i cu bilet de intrare, e free, e ticket free. Ce vă rog pe voi pentru să vadă cât mai multă lume, să vedeți informația chiar atunci că voi nu știu, poate începeți și voi să vă jucați, da? Nu sunteți la curent, că nu ați fost de nimeni puși la curent. Așa eu vă pot pune la curent cu tot ce se întâmplă, cu toate update-urile, nu chiar cu fiecare mentenanță, că poate în elementenanță de balance update-uri, de brawlerul 1 să face mai puternic, brawlerul 2 mai slab și tot așa. Nu voi face chestia asta, wow, senzațional, că la fiecare, nu. Da, odată cam așa la o lună, la două, va fi acel senzațional de pe canal, când o să spun că vom reacționa în premieră la Brawl Talk și vreau să vă spun ce vreau de la voi, să vadă cât mai multă lume, să dați acolo un share, să vadă cât mai multă lume, doi, să dați un like, cu asta văd eu că mă susțineți și haideți băieți și fete să facem 100 de abonați, că anul ăsta fac 3 ani de YouTube și trebuie să fie ceva special pentru acest 3 ani de YouTube și da. Cu voi a fost ca întotdeauna DRR România, eu am fost aici, încă o dată îmi cer scuze pentru ora la care pun acest videoclip, eu am fost DRR și mâine o zi, data viitoare, pa, pa.